Trecem la o altfel de hrană, cultura, și vă anunțăm că din această săptămână avem un hub cultural nou-nouț în capitală. Și nu oriunde, ci chiar în Curtea Artiștilor, mai exact în Curtea Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Practic, parcarea de mașini de acolo s-a transformat într-un loc de întâlnire între artiști și public. Proiectul Insula UNATC face parte dintr-un proces mai amplu de renovare și modernizare al universității și va găzdui spectacole de teatru, proiecții de film, concerte live sau lansări de carte. Dora, ai onoarea. Lasă șampania. În aplauzele furtunoase. Cumva eu am suferit că universitățile n-au un loc de întâlnire. Studenții, profesorii. Eu am încercat împreună cu colegii mei să oferim un astfel de loc. Vom avea aici proiecții de film, spectacole de teatru, performance-uri, audiții muzicale, vom ține și cursuri universitare, conferințe naționale, internaționale. Invit pe toată lumea care dorește să ne cunoască sau să vadă ce facem, să vină aici la noi. Povestea a pornit din dorința de a avea un spațiu în care să fim împreună și studenți și profesori, în care să nu mai fim studenți și profesori, ci să fim prieteni, să fie un spațiu de schimburi de idei, de întâlniri, altfel de întâlniri, non-formale. Noi avem spectacole din star care sunt gândite pentru spațiile publice și aici cred că merg stand-up comedy, cred că merg mai multe spectacole. Asta e ideea, nu doar pentru noi, ci pentru noi și ceilalți. Dar și pentru studenți și nu doar pentru socializare. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Spațiul care s-a creat ne oferă posibilitatea de a sta mai mult între noi, să ne cunoaștem și cu ceilalți studenți de la celelalte secții și să vorbim pentru a crea noi proiecte și să creștem împreună, că despre asta este vorba. Se găsesc foarte greu spații în care putem juca. Spațiul de aici este un început bun. Toate evenimentele de pe insulă vor apărea pe site-ul universității.